doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Neacșu și vă invit la o nouă ediție din Caravana Urbană Turda. Așa cum v-am anunțat în cursul săptămânii trecute, din Târgu Mureș, astăzi ne aflăm aici în Turda pentru că este Caravana Medicilor. În sala din primăria din municipiul Turda ne regăsim alături de domnul primar Matei Cristian. Bună ziua, domnule primar! Așa cum bine v-am obișnuit, avem și echipa noastră de medici, și online, dar și aici în sală, pentru că în sală alături de noi se regăsește domnul profesor universitar dr. Imre Benedek. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Care este și președintele Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic de Urgență din Târgu Mureș. De altfel se regăsește și doamna profesor universitar dr. Teodora Benedek, care este președinta Comisiei de Cardiologie din cadrul Ministerului Sănătății. Bună ziua, doamna doctor! De asemenea, nu putea lipsi nici domnul doctor și manager al Spitalului Municipal din Turda, domnul Stănil Ovidiu. Bună ziua, domnule doctor! Dar și domnul Victor Aileni, expert NATO. Iar surpriza noastră de astăzi este că online avem direct din Sibiu pe domnul doctor Paul Por, care este directorul medical al Spitalului Polisano MedLife din Sibiu. Bună ziua, domnule doctor! Să rămânile, bună ziua! După cum bine știți din edițiile anterioare, dumnealui este și consilier în cadrul Consiliului Județean din Sibiu, este și în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din România, președinte de altfel al forumului și bineînțeles tot online astăzi, surpriza noastră este că ne aflăm din nou în direct cu Israelul pentru că este și domnul doctor Berkovici care de altfel va intra între timp și va fi aici în direct cu noi pentru că trebuie să dezbatem problematica procesului de vaccinare și campania de vaccinare propriu-zisă pentru că suntem în etapa a doua. Prin urmare, o să dau cuvântul invitaților mei de aici din primăria municipiului Turda pentru că așa cum v-am spus, domnul primar este alături de noi. Noi am organizat o serie de evenimente, domnule primar, aici. Nu suntem la primul eveniment de acest gen. Știm foarte bine că anul trecut am dat și startul Clubului de Afaceri NATO Turda. De asemenea, am organizat și un seminar pe problematici de strategii înainte de această campanie de vaccinare, exact când CSAT-ul se întruna pe problematicile de proces de vaccinare propriu-zis, pentru că astăzi suntem în etapa a doua de vaccinare. Vă rog, vrem să știm și noi mai multe informații. Cum v-ați organizat aici în Turda până în acest moment, mai ales că alături de noi se regăsește și domnul doctor manager al Spitalului Municipal din Turda? Ce mai este de făcut? Cum se prezintă comunitatea? Da, mulțumesc că, în primul rând, vreau să salut pe toți invitații noastre din studioul fizic și celor online. Mă bucur că la Turda se întâmplă aceste lucruri. Deja suntem la această caravană, la episodul 3. Le mulțumesc celor doi de la Târgu Mureș că ne fac onoarea să fie alături de noi în municipiul Turda. Și promit că acel club NATO pe care l-am format aici la Turda va crește și o să am ocazia să invit personal toate personalitățile care se vor implica în acest demers. Sigur, sunt foarte multe probleme. Eu, așa cum vă spuneam, la ultima întâlnire, săptămâna trecută, toate funcționează foarte bine. Mai sunt miști în Copen, aprovizionarea cu doze de vaccin. Dar până la urmă, una peste alta, am reușit să trecem și peste acest aspect ca să nu avem nemulțumiri ale populației care deja era la rând și nu am înțeles atunci de ce nu exista un anumit număr de doze. Până seara am lămurit toate problemele. Eu cred că este superflu să mă mai lansez în a discuta despre ceea ce se întâmplă cu vaccinarea în municipiul Turda. De aceea îl avem aici pe managerul spitalului, care știe mult mai bine decât mine, care se implică minut cu minut acolo. Nu înseamnă că nu ne implicăm toți, dar dacă tot este între noi, cred că ar fi cele mai bune explicații să ne dea dânsul. Mulțumim, domnule primar. Domnule manager, se pare că suntem în etapa a doua de vaccinare. Așa cum povesteam și anterior, sunt prevăzute și acele persoane cu probleme cronice, inclusiv patologii cardiologice. Dorește comunitatea din Turda să se vaccineze? Până acum, spre surprinderea noastră,
în cele două centre de vaccinare care sunt organizate pe teritoriul municipiului Turda, unul dintre ele la Spitalul Municipal, celălalt în cadrul Colegiului Național Mihai Viteazu, sunt foarte multe persoane care s-au vaccinat și de asemenea cererea este pe măsură. Eu zic că ne-am organizat foarte bine și cred că cuvântul care aș vrea să fie reținut din toată această discuție este sinergie, adică centrul de la Spitalul Municipal Turda, alături de centrul de la Colegiul Național Mihai Viteazu, au colaborat și colaborează foarte bine, în așa fel încât până în momentul de față, vaccinarea a decurs fără probleme semnificative. Ce pot să vă spun? Doar două reacții adverse minore au fost raportate în prima etapă de vaccinare în cadrul centrului din Spitalul Municipal, în condițiile în care un număr, zic eu, remarcabil, și anume 685 de persoane s-au vaccinat în prima etapă la centrul nostru și 211 persoane deja au primit rapelul. Deci avem un pic de experiență și din acest punct de vedere, fără reacții adverse semnificative. Cred că merită subliniat și menționat acest lucru în ideea de a încuraja persoanele din Turda să se vaccineze. Pe de altă parte, ceea ce aș vrea să remarc este faptul că s-au făcut solicitări către medicii de familie, s-au făcut solicitări în așa fel încât persoanele care sunt în incapacitatea de a se deplasa, deci persoanele care se încadrează în etapa de a doua de vaccinare și care, repet, sunt în incapacitatea de a se deplasa, persoane cu dizabilități, vârstnici, persoane cu probleme de sănătate semnificative, sunt trecute deja pe o listă în așa fel încât o echipă mobilă se va deplasa și va vaccina la domiciliu. Cred că este un lucru, din punct de vedere organizatoric, administrativ, remarcabil, adică oareși cumva venim în întâmpinarea oamenilor care doresc într-adevăr să se vaccineze, a cetățenilor, mai ales a persoanelor cu probleme, care ar avea probleme semnificative în a se deplasa către centrul de vaccinare. Și aici vreau să subliniez și să felicit activitatea asistenței sociale din Turda. Este o activitate remarcabilă din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere umanitar, și anume a venit în întâmpinarea lor și a ne deplasa cu o echipă mobilă, în așa fel încât vaccinarea se va întâmpla la domiciliul persoanelor respective, atât prima doză cât și rapelul. În ceea ce privește etapa a doua de vaccinare, care se desfășoară în primul rând la centrul de la Colegiul Mihai Viteazu, lucrurile se desfășoară de asemenea fără incidente, foarte bine s-au organizat colegii noștri. Acum, personalul medical care deservește centrul de acolo este oareși cumva încadrat în dispensarele școlare, deci oareși cumva au antrenament din punct de vedere al relaționării cu pacientura și lucrurile s-au întâmplat, repet, fără evenimente semnificative și la centrul de vaccinare din cadrul Colegiului Național. Asta pe de-o parte, pe de altă parte ne confruntăm și mă bucur că spun că ne confruntăm cu o cerere foarte mare în sensul că zilele de vaccinare sunt oareși cumva rezervate de către pacienții care au accesat platforma care permite programarea pentru vaccinare în așa fel încât cel puțin la spitalul nostru locurile sunt pe 14 zile de acum încolo ocupate integral și la centrul de vaccinare din cadrul Colegiului Național lucrurile se întâmplă oareși cumva similar. Așa cum vă povesteam aici împreună cu noi, se regăsește și domnul profesor universitar dr. Imre Benedek. Am dorit să știm informații și din Târgu Mureș, pentru că dumnealui este și președinte al Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Cum se prezintă procesul de vaccinare în etapa a doua, domnule doctor? Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că sunt alături cu cei din Turda, cu domnul primar și domnul manager și cu dumneavoastră, cei care ați pornit această caravană, care, iată, își găsește utilitate, că nu numai că atrage atenția asupra unei probleme majore pentru toată lumea, nu numai pentru lumea din medical din România sau populația, ci este important pentru a face dialogul, de a discuta cum merge, a schimba experiență și mă bucură faptul că
împreună cu dumneavoastră contribuim la o, de ce să nu folosesc un cuvânt vechi și poate urât, propaganda de a atenționa populația că noi avem de a face față cu un virus care mișelește, atacă, pe unii lasă în pace, pe alții omoară. Din păcate, când am intrat în sala, am primit o veste foarte tristă că un primar tânăr la o vârstă sub 40 de ani decedează din cauza acestei boli. Deci iată, dușmanul este și trebuie să luăm ca tare. Prima idee, tot corpul medical trebuie să se vaccineze. La noi în clinică am atras atenția și în Spitalul Județean medicilor, pentru că mai există această discuție că eu sunt altfel. Nu. Noi medici avem o responsabilitate. Trebuie să dăm exemplu și trebuie să ne vaccinăm primii, nu numai că aflăm în prima linie, ci trebuie să dăm un exemplu. Exemplu că, da, dacă ceva se întâmplă, noi am asumat, dar uite, eu am fost printre primii la Târgu Mureș care m-am vaccinat, am trecut, poate mâine să elibereze statul român o adeverință sau un pașaport și pot să vă spun că a fost eficient pentru că m-am și controlat. Sunt printre campionii naționale României cu cei mai mari valori de anticorp. Deci, iată, este indiscutabil că medicul trebuie să facă pentru că medicul interacționează cu bolnavul ăla care stă undeva în mănăstire singur, poate să facă ce vrea, dar medicul nu are ce face decât să se supune regulilor celor care dirigează societatea și apără interesele societății. 2. La noi, la Târgu Mureș, cum văd, merge bine. Noi suntem un centru regional de a primi bolnavi gravi. Din păcate, mor mulți. Din păcate, nu știm exact cine mor, cine sunt cei care mor, de aceea spun că trebuie să vă vaccineze. Și pot să spun că se desfășoară bine. Contrar așteptărilor, lumea zicea că nu o să fie. Nu, nu mai avem locuri. Ziceam că trebuie să programăm în Târgu Mureș la sute de kilometri, dacă mai sunt acolo locuri, pentru că poate n-a fost bine împărțit acest vaccin. Programăm departe de Târgu Mureș ca să primească vaccin. Deci iată și dumneavoastră, și noi, și cei care se ocupă, multe critici sunt, dar asta trebuie reținut, populația a reacționat. Populația a reacționat și populația dorește să fie vaccinată. Ei, sunt și știm foarte bine, pădurea fără uscătură nu este și aici mai sunt, dar spre bucuria mea și aud că și în Turda și peste tot merge bine. Eu aș vorbi de cardiologie, dar aș lăsa locul pentru doamna profesor care e președinte și șefa clinicii de cardiologie din Târgu Mureș și președinte Comisiei de Cardiologie, că acum urmează etapă când cei medicii care luptă în prima linie au trecut de acest vaccin, urmează cei care sunt expuși la un risc mai mare și atunci va povesti și va convinge linia a doua, cardiologia și alți bolnavi cu risc trebuie să facă acest vaccin. Mulțumesc! Din câte am înțeles de la colegii mei, urmează să ne facă legătura și cu domnul dr. Berkovici din Israel. În momentul de față va veni pe fir cu noi din moment în moment. Până atunci voi discuta cu doamna profesor, universitar dr. Teodora Benedek, așa cum vă prezentam în prima parte a ediției noastre, este președinta Comisiei de Cardiologie din cadrul Ministerului Sănătății. Mai mult de atât, dumneavoastră a venit cu o serie de recomandări pentru Ministerul Sănătății în ceea ce privește persoanele care prezintă patologii cardiologice. Doamna doctor, trebuie să se vaccineze inclusiv aceste persoane bolnave de inimă, cum se spune pe românește? Înainte să dezvolt răspunsul, să mulțumesc și eu, în primul rând, domnului primar pentru ospitalitatea cu care ne-a primit. Este o plăcere să vii aici la primăria din Turda și este o plăcere să vii în acest oraș în care lucrurile se mișcă, în care există
viață, există energie și cel mai important, există dorința de a face ceva pentru comunitate, ceea ce se vede și, din câte am înțeles, în rezultatele campaniei de vaccinare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație și aș trece la răspunsul mai pe larg legat de întrebarea privind bolnavii cardiovasculari. Da, bolnavii cardiovasculari sunt, din păcate, cei mai expuși la a face forme severe de COVID-19, dar legătura dintre COVID-19 și boala cardiovasculară este bidirecțională, în sensul că nu numai acești bolnavi cardiovasculari au cea mai mare mortalitate la în urma infecției cu COVID-19 și dezvoltă formele cele mai severe, dar și se pare, conform ultimelor studii, că această infecție favorizează dezvoltarea unor boli cardiovasculare, accentuează progresia bolii cardiovasculare și duce la apariția mai rapidă a evenimentelor cardiace acute. Și noi, în clinica de cardiologie, avem în ultima perioadă mulți pacienți, din păcate, cu infarct miocardic acut, care în antecedentele recente, în urmă cu o lună, două, au avut infecție COVID. Deci se pare că această infecție favorizează apariția unor urgențe cardiovasculare. Bolnavii cardiaci trebuie tocmai de aceea să se vaccineze cu prioritate și fac parte din acea listă a pacienților cronici care beneficiază de vaccinare în această etapă a doua cu prioritate. Dacă noi la început ne-am pus problema de a convinge populația, de a convinge pacienții că trebuie să se vaccineze, acum se vede că această campanie a dat rezultate, a dat roade, pentru că foarte mulți doresc să se vaccineze și, cum spunea și domnul profesor înainte, practic nu mai avem locuri și există o listă de programare care se întinde pe următoarele câteva săptămâni. Și bolnavii cardiaci trebuie să privească acest lucru cu încredere. Ei trebuie să înțeleagă că vaccinul nu este o operație chirurgicală, este o simplă injecție. Ei nu trebuie să se teamă că cordul nu va face față vaccinării. Este o injecție care, la fel ca și vaccinul antigripal, este recomandat în primul rând pacienților cardiovasculari, tocmai pentru a nu face forme severe. Acum, în ceea ce privește recomandările pentru cei cardiaci, așa cum am spus și cu alte ocazii, mulți dintre pacienții cardiaci care sunt pe tratamente anticoagulante, antiagregante, acele medicamente care subțiază sângele, tocmai pentru a nu face boală cardiovasculară, se tem că în urma vaccinului ar avea reacții adverse. Există un set de recomandări, nu intru acum foarte mult în detalii tehnice, recomandările sunt pe site-ul Ministerului Sănătății, au fost elaborate de Comisia de Cardiologie. Da, pacienții, chiar dacă sunt pe tratament anticoagulant, pot să se vaccineze, trebuie să aibă grijă, să există niște precauții la cei care au tratament anticoagulant cu trombostop, acolo în funcție de valoarea INR-ului, dacă este peste 3, eventual trebuie ajustat medicația înainte sau redeterminat INR-ul, dar nu este nicio contraindicație pentru a fi efectuat vaccinul, eventual cu niște ace mai subțiri, cu acea traumatice și se recomandă o presiune mai crescută la locul puncției, dar pacienții cardiovasculari trebuie să beneficieze de această vaccinare cu prioritate și, așa cum am spus, se pare că ei au înțeles lucrul acesta. Primim tot timpul întrebări din partea lor, există preocupare, dar există dorință de a se vaccina din partea lor, ceea ce este foarte bine. Mulțumim, doamna doctor. Așa cum vă anunțam, online cu noi se regăsește și domnul Paul Por, care este directorul medical al Spitalului Polisano MedLife din Sibiu. Între timp, așa cum vă anunțam anterior, așteptăm și conexiunea cu Israelul, cu medicul personal al primului ministru din Israel, domnul Berkovici. Domnule doctor Por, sunteți pe fir cu noi? Da, vă aud. Am dorit să știm și situația din Sibiu în acest moment. Cum se prezintă procesul de vaccinare din etapa a doua, campania propriu-zisă, cum contracarați fake news-urile? Campania la Sibiu se desfășoară normal, aș spune. Adică zilele următoare se va termina etapa întâia, adică rapelul personalului medical. Etapa a doua este în plină desfășurare. Problemele sunt cele care sunt în toată țara și în bună parte și în Europa, adică o bună parte din cei care trebuiau să se vaccineze în etapa a doua au fost amânați din cauza faptului că au fost niște neînțelegeri între firma Pfizer și
cei care au achiziționat vaccinul pentru comunitatea europeană și în toate țările din comunitate. Timp de o săptămână, două, a fost așa un oarecare impas, motiv pentru care bolnavii, o parte, au fost amânați. La Sibiu sunt pacienți care, nu pacienți, sunt oameni care au fost amânați deja pentru luna martie. Și cum în Sibiu centrele de vaccinare sunt pline, mulți dintre ei preferă să meargă mai repede, să se vaccineze mai repede la Vric sau la Agnita sau la Medeaș. Ceea ce denotă că sibieni au înțeles și doresc să se vaccineze cât mai mult și cât mai repede, ceea ce e un lucru excelent. O altă problemă, care este iară la nivel național, este faptul că se intră foarte greu de către indivizi pe platforma respectivă. Unii au încercat ore și chiar zile în șir până au reușit în sfârșit să se înscrie. Dar asta e o problemă tehnică, aici IT-știi și mai ales cei de la STS poate să dea răspunsuri mai competente. Deci e o campanie normală în plină desfășurare. Vorbeam și de fake news-uri. Sunt anumite categorii de persoane care nu doresc să se vaccineze. Cum ați contracarat această dimensiune la nivel local? Este hotărârea fiecăruia. Noi putem să încercăm să-i lămurim, uneori reușim, alteori dau crezare a tot felul de teorii conspiraționale, li frică că li se injectează chipuri din partea lui Bill Gates, plătite de Soros și care folosesc lui Băsescu sau tot felul de aberații. Dacă n-ai pe cine să lămurești, n-au decât, dar ideea este că trebuie să se vaccineze cât mai mulți și cât mai repede și asta pe plan mondial. Cu cât se va întâmpla acest lucru mai repede, cu atât mai repede pandemia va diminua. Adică virusul va persista tot timpul. Va trebui să ne obișnuim să trăim cu el, chiar și cu mutantele care între timp au apărut și vor apărea și altele. Dar dacă un segment important, cam 3/4 din populația mondială va fi vaccinată, nu va mai avea efectele de masă care le are acum, deci efectul pandemic. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da, mâine a doua oară. Se pare adică apelul. După programare. Noi nu suntem cu secție COVID și n-am fost printre primii care au fost vaccinați. Se pare că și doamna profesor universitar, dr. Teodora Benedec, s-a vaccinat. Ne poate da mai multe informații, inclusiv despre combaterea acestor fake news-uri la nivel de Târgu Mureș și la nivel național? Tot curiozitatea de a-mi determina anticorpii la circa 2 săptămâni după prima doză de vaccin, deci înainte de rapel, am avut deja anticorpi pentru a-mi asigura protecția, dar aici nu mă pot compara cu domnul profesor Benedec, care eu am avut titlul de 4,4 și domnul profesor a avut, fiind și sportiv de performanță, poate sau nu știu de ce, a avut titlul de anticorpi de aproape 10 ori mai mare decât mine. E adevărat că după rapel, dar cu siguranță aceste determinări, noi fiind medici, am avut această curiozitate de a determina anticorpii, de a vedea nivelul de protecție pe care ni l-a conferit vaccinul și suntem bucuroși să vă spunem că da, într-adevăr, am confirmat pe pielea noastră și poate că cel mai important lucru legat de aceasta ar fi și faptul că spuneați sau se spune despre un pașaport de vaccinat. Cred că în primul rând este un pașaport pentru liniștea noastră. Deci eu, având acest vaccin efectuat și determinarea titlului de anticorp care mi-arată că am această protecție, mă simt mult mai liniștită sufletește atunci când mă duc la lucru, atunci când mă duc acasă. Sigur că nu pot să nu respect în acest context măsurile de protecție, pentru că trebuie, e vorba nu doar de noi, dar și de comunitatea din jurul nostru și nu trebuie să riscăm să fim eventual purtători ai acestei infecții, deci nu putem renunța la măsurile de siguranță încă, trebuie să purtăm mască atunci când ieșim și trebuie să respectăm toate cele prevăzute de legislație, dar sperăm că vom reuși să depășim acest moment cât mai repede. Legat de fake news-uri, așa cum spunea foarte bine și domnul profesor Por, există tot felul de zvonuri, cine citește Facebook-ul, vede tot felul de păreri care sunt neautorizate. Sunt foarte multe lucruri vehiculate pe acolo fără a fi
fost vreodată asumate de vreo societate științifică și tocmai de aceea cred că apelul nostru a profesioniștilor din domeniul medical trebuie să fie pentru ca populația să se informeze din surse credibile, din surse verificate, de la specialiști, iar cei care au aceste întrebări să se informeze de la medicul specialist, de la medicul curant care îi are în observație, pentru că ei vor emite aceste recomandări pe baze științifice și nu după zvonuri, după ureche sau, acum noi spunem după ureche, dar hai să spunem după ochi, după citite de pe Facebook și neverificate. Doctor, am înțeles că doriți să luați cuvântul. A spus un lucru foarte important, doamna profesor. Altfel ne simțim când suntem vaccinați și se pare după date laborator protejați. Țin minte când fiind formatorul echipei de intervenționiști și a mai multora din Târgu Mureș, primul caz de infarct miocardic cu COVID a venit și trebuia să dau un exemplu. Nu sunt chiar tânăr, deși mă consider foarte tânăr, trebuia să dau un exemplu cu echipei. Vreau să spun că am intrat, că asta e soarta, deci trebuia să fac eu. Dar nu am avut, cum să spun, liniștea. Mai ales când mă dezbrăca și mă trăgea de păr, că era prima intervenție, trebuia să învățăm. Deci foarte mult înseamnă ceea ce a spus doamna profesor și de aceea spun că medicii, spune domnul profesor Bubor că nu trebuie să insistă. Eu sunt mai dictatoria. Medicul care lucrează cu bolnavul trebuie să vaccineze, nu numai pentru a proteja pe bolnavul, și pe el, și dă mai mare siguranță pentru actul medical pe care face când știe că este apărat. Mulțumim, domnule doctor. Aș dori să întreb pe colegii mei dacă am reușit conexiunea cu Israelul. Deci mai durează puțin, nicio problemă. Între timp aș dori să discutăm cu domnul primar. Din câte aminteam în prima parte a ediției noastre, vorbeam și de clubul de afaceri NATO din Turda. L-ați inițiat anul trecut. Urmează deja să organizăm niște evenimente, tocmai pentru a veni în beneficiul oamenilor de afaceri din Turda, mai ales că suntem în plin proces de redresare economică, iar planul de redresare și reziliență european vine exact pe aceste problematici economice. Spuneți-ne mai multe informații despre felul cum se gestionează această criză economică, mediul de afaceri din Turda. Cum se prezintă în acest moment? Sigur că sunt domenii care au de suferit din cauza pandemiei, dar au de suferit deja de aproape un an de zile. Au fost tot felul de dezbateri dacă comunitatea locală este cea care ar trebui să implementeze niște proiecte pentru a susține activitatea domeniului sau din activitatea guvernului sau să se emane niște ordonanțe de guvern prin care acestea să fie ajutate. Noi am încercat să avem discuții cu mediul de afaceri, chiar în cluburile, țineți minte, în noiembrie am avut un club de afaceri. Eu sunt foarte încântat ceea ce se întâmplă aici, fiindcă avem părerile unor specialiști autentici. La ultima intervenție am avut la ultima întâlnire, practic, de săptămâna trecută, am avut o intervenție dacă aceste idei și puneri în practică a programelor pertinente din toată țara, practic, ar putea să fie imortalizate niște videouri prin care oameni notori și credibil să poată să explice populației mai mult. Și sigur că eu aș putea să mă consider un om din popor care nu sunt medic și studiez datorită
să dezinfectăm toate scările de bloc, deci una peste alta spun că se fac lucruri bune și sper cât mai repede să se termine procesul de vaccinare și să nu avem sincope. Mulțumim, domnule primar, se pare că s-a realizat legătura cu Israel. În acest moment, în direct cu noi, este domnul dr. Zvika Berkovic, medicul personal al primului ministru din Israel. După cum bine știm, toți cele mai bune rezultate în campania de vaccinare și procesul propriu-zis l-a avut Israelul, cele mai multe statistici și analize. Domnule doctor, bună ziua! Sunteți aici în direct la caravana medicilor din Turda. Avem nevoie de informații ca de fiecare dată. Recent ne-am regăsit în Târgu Mureș și acum sunteți în direct și cu Turda, dar și cu Sibiul, pentru că tot online cu noi este domnul doctor Paul Por, directorul medical al Spitalului Polisano MedLife din Sibiu. Domnule doctor, mai multe informații. Ce se întâmplă acum în Israel? Suntem la caravana medicilor. În primul rând, sunt fericit să fiu cu dumneavoastră ca de obicei. Îl salut pe domnul primar Cristian Matei, pe care l-am întâlnit în urmă cu aproximativ 2 ani, deja un an și jumătate, sau 2 ani chiar, când am fost la Turda și am vizitat Ocna și nu pot să uit acele zile frumoase. Desigur, salut pe domnii doctor, care sunt fericit să fiu cu ei. Eu fac o pauză, sunt chiar la clinică, așa că vă scuzați că poate am întârziat, dar puțin mi-am pus bolnavii ca să aștepte, ca să pot să vorbesc cu dumneavoastră, fiindcă discuția asta a fost așa deodată. Pe prietenul meu, Victor, totdeauna îmi face surprize din astea plăcute să pot să vorbesc cu dumneavoastră. Ce să vă spun de vaccinarea din Israel? Este o vaccinare într-un ritm fenomenal. Chiar și ieri s-au vaccinat peste 200.000 de persoane. În fiecare zi s-au vaccinat 200.000 de persoane. Deci, duminică, luni, marți, miercuri, 800.000 de persoane s-au vaccinat cu primul vaccin și al doilea vaccin. Deja avem peste 4 milioane de vaccinări împreună, 4.200.000 de vaccinări, 2 milioane, în jur de 2.800.000 cu primul vaccin și 1.400.500 chiar cu al doilea vaccin. Deci, vedeți că noi vaccinarea. Ne reușim să luăm legătura, o să revenim aici. Doar 1.500.000 s-au au fost vaccinați, deci noi sperăm că să vedem rezultatele vaccinării peste o săptămână, două. Ceea ce pot să vă spun câteva lucruri deja care s-a văzut după vaccinarea numărul 2, este că cei care au fost vaccinați a doua oară nu s-au îmbolnăvit, adică spitalele noastre care sunt astăzi pline de bolnavi, avem o morbiditate foarte mare cu această nouă mutație britanică, nu sunt persoane de nicio vârstă care s-au vaccinat cu a doilea vaccin. Deci ceea ce este important să știm deja că a doilea vaccin e două anumită imunitate, număr de anticorp și nu sunt internați și nu sunt nici cazuri grele la spital cu cei vaccinați. Astăzi avem foarte mulți bolnavi pe cei care n-au fost încă vaccinați, care sunt mai mulți tineri. Să știți că avem foarte mulți tineri în vârsta de 40, 50, 60 de ani, care sunt și mulți într-o stare foarte gravă și sunt internări deosebite. Acest virus de Britanica din Anglia ne face foarte multe probleme, ne face spitale, sunt pline, cazurile grave încă sunt pline. Chiar și avem deja și copii deja cu diagnosticați cu acest coronavirusul și ceea ce este grav și chiar foarte multe femei gravide, însărcinate, care au primit într-o formă foarte grea acest virus, chiar și femei care sunt deja în stare de respiratoare grele. Deci, este într-un fel, avem acest vaccin care să sperăm că acest proces de vaccinare va continua într-un ritm formidabil și astăzi se programa 200.000. Și în altă parte avem foarte mulți bolnavi care sunt într-o stare grea. Această fază este acest virus de britanică, trebuie să știm că este foarte contagioasă și apare să facă și bolile mai grele. Deci trebuie să avem grijă. Ceea ce vreau să vă spun cu primul vaccin, care noi deja avem experiență, că primul vaccin nu ne dă o imunitate. Primul vaccin poate să ne dea o imunitate, aproximativ de 50%, foarte multă populație care a primit primul vaccin și n-au avut grijă, s-au contaminat din nou. Avem peste 12-13 mii de cazuri
de bolnavi care s-au contaminat cu coronavirusul, virusul, deși au primit primul vaccin. Deci ceea ce trebuie să știm foarte mult, și după primul vaccin este important să avem grijă, deoarece în primele două săptămâni absolut vaccinul aproape nu ajută, doar în săptămâna a treia. Deci este săptămâna care este cea mai importantă, că la noi se dă după 21 de zile, la noi este obligator să se dea între 21 și 28 de zile, dar majoritatea 21 de zile, a doilea vaccin, la noi nu e problemă, avem norocul că noi avem mult vaccin, mai avem multe doze, deci fiecare persoană care primește primul vaccin e menținut la o parte, ca să nu fie probleme, numărul 2 de vaccin. Deci la noi vaccinarea continuă, încă nu vedem prea multe rezultate, doar faptul că cei care pe vremuri, bătrânii, cei peste 65 de ani, cu riscuri, erau foarte mulți în spitale, astăzi aproape nu avem oameni în vârste în spitale, deoarece peste 80% din cei vârstnici, peste 50 de ani și cu risc, sunt deja vaccinați. Deci, vedeți, un lucru bun a vaccinului pe care deja îl vedem. Domnule doctor, am dorit să știm și noi ce fel de strategie s-a organizat acolo în Israel, pentru că noi aici suntem în cadrul primăriei din municipiul Turda, reprezentată de domnul primar Matei Cristian, deci clar administrația publică locală este implicată activ în procesul de vaccinare. La nivel de Israel, cum comunică cum se realizează dialogul interinstituțional? Cât de mult se implică primăriile, cetățenii, instituțiile de resort? În primul rând, felicit pe domnul primar că ia în mână această vaccinare, este foarte importantă. La noi este, în primul rând, este toată țara, fiindcă la noi totul merge prin Ministerul Sănătății și prin cele patru mari centre de asigurare care sunt foarte bine organizate și care știți foarte bine, la noi avem aceste centre de asigurare care fiecare persoană care se naște, poate să fie deja de oră, este înregistrată, fiecare persoană își alege centrul lui de asigurare, unde primește de la vârsta de la orice vârstă până la moarte, primește tratamente, se plătește o anumită sumă de bani, nu mare, și aceste centre de asigurare sunt deja și sub statul îi urmăresc ceea ce se întâmplă și, desigur, statul ajută de obicei. Deci, aceste centre sunt foarte bine digitalizate. Deci, unul dintre lucrurile care este extraordinar, că la noi sunt totul digitalizat, deci la noi se știe de fiecare persoană vârsta, sexul, unde locuiește și așa mai departe și primesc acești cetățeni sau ei dau telefoane prin digitalizare sau telefoane obișnuite sau primesc ei telefoane. Eu, de exemplu, tot timpul am primit de la centrul meu de asigurare telefoane ca să viu să mă vaccinez. Deci asta este un lucru foarte bun, dar ceea ce vreau să vă spun este foarte important de primăriile locale. Chiar ieri am văzut un program extraordinar la noi într-un orășel mic unde sunt în jur de câteva mii de cetățeni și primarul local a luat în mână acest lucru și el a dus toată lumea ca să se vaccineze. Deci aproape tot orașul este vaccinat deja. Vă dați seama ce important este ca primarul local sau conducerea locală să ia în mână. Deci există la noi o conducere generală și totuși tot trebuie să remarc că ceea ce a dus acest vaccin în Israel este premierul israelian care el cu relațiile lui a reușit să aducă aceste milioane de vaccinuri în Israel, însă foarte important este și ministerul și organizațiile locale, așa cum domnul primar, văd că l-am cunoscut și am fost și data trecută așa a plăcut, surprins de faptul cum organizează orașul și cum este orașul și cum arată orașul, deși vaccinarea, dacă a luat în mână, este foarte bine ca tot Turda să fie vaccinată. Este foarte important să fie lămuriți cei care se împotrivesc sau care fac fake news-uri. Adică tot felul de înșală populația că acest vaccin face efecte secundare și așa mai departe. Acest vaccin, efectele secundare acestui vaccin sunt minimale ca orice vaccin. În Israel deja există experiență de aceste efecte secundare. Primele vaccin, prima doză a făcut efecte foarte puține, ca și puține frisoane sau puține cefalee sau mialgii sau dureri de musculare, mialgii și al doilea vaccin poate puțin face mai multe efecte secundare ca și temperatură și sunt cazuri care nici Pfizer-ul nu le-a văzut și n-a văzut, sunt niște cazuri puțin amorțeli
amorțel în jurul nasului, adică un fel de Bell's palsy, un fel de amorțeală, nu vreau să zic paralizie mică de al feței, care sunt foarte puține cazuri, care în 3 zile la toată lumea a trecut. Deci un lucru care la noi s-a văzut deja prin cazurile deja care s-au dat, însă foarte important ca toată lumea să primească vaccinul, deoarece într-adevăr efectele secundare sunt minore și boala este foarte, foarte, foarte grea. Nu înțeleg oamenii de ce se feresc. Dacă doar văd în televizor că oamenii se sufocă, nu primesc aer cei care au această boală, cât de multă lume deci mor, cât de boală este gravă. Deci la noi este o foarte mare lucru că în Israel apar toți medicii, dar tot felul de centre medicale, medici care sunt cunoscuți mai puțin, care explică folosul acestei vaccin și efectele secundare. Deci este la noi o medie foarte importantă care lămurește populația să-i vină să se vaccineze și, într-adevăr, lumea stă la rând la noi să se vaccineze. Domnule doctor, într-adevăr avem aici un primar pe măsură, unul dintre primarii care s-a implicat activ în această campanie de vaccinare, de asemenea dumnealui împreună cu medicii Benedec, profesor universitar dr. Imre Benedec, care se află de altfel aici cu noi și cu doamna profesor universitar Teodora Benedec, a organizat această caravană medicală. Prin urmare, dorim să vă salutăm aici din municipiul Turda, din cadrul primăriei din Turda și vă mai așteptăm la caravana urbană. De asemenea, vă salută și domnul dr. Paul Por din Sibiu, pentru că și dumnealui este aici cu noi. Dar nu-l putem neglija nici pe domnul manager al Spitalului Municipal din Turda. Iar acum am să dau cuvântul domnului Victor Aileni, pentru că, așa cum ați menționat, dumnealui reprezintă și dimensiunea militară. Nu întâmplător ne aflăm aici în municipiul Turda, care este în vecinătatea bazei militare 71 de la Câmpia Turzii. Prin urmare, domnule Victor Aileni, câteva cuvinte pentru domnul Bercovi și să ne focalizăm un pic și pe această interoperabilitate militară care a jucat un rol important în această campanie de vaccinare și devine un model, se pare, modelul izraelian. Categoric, în primul rând, salut și eu pe gazda noastră, pe domnul primar Cristian Matei, pe distinși invitați, profesor dr. Imre Benedec, pe doamna profesor Benedec, de asemenea pe cei doi extrem de distinși invitați care sunt online, pe domnul Zvika Bercovici, cu care ne cunoaștem de aproape o eternitate deja, la fel cu domnul profesor Paul Por. Așa. De ce? Îmi permit să fac o subliniere. Localitățile, deci Turda, Târgu Mureș și, evident, Sibiu, sunt localități care au vecinătăți militare de importanță strategică majoră pentru flancul de sud-est. Turda are vecinătatea bazei militare 71, care este o bază de adâncime strategică. Târgu Mureș are comandamentul NATO al forțelor speciale, iar Sibiul este gazda comandamentului pentru întregul flanc de sud-est, care va avea o deschidere oficială în începutul săptămânii viitoare. Noi suntem practic, așa cum spuneam cu diverse ocazii, într-un război pandemic. Este un dușman care ucide la scară globală. Resorturile și eforturile care se fac pe toate dimensiunile sunt mari. N-am mai avut un asemenea factor cu potențial catastrofic. Vorbesc în timpurile moderne. Este o concentrare enormă de resurse și în prima linie, ținând cont că este acest tip de război, categorică sunt medicii și dimensiunea militară. Este un salut și un respect absolut deosebit pe care îl dăm cu fiecare ocazie și de asemenea componente administrative care asigură elementele de interoperabilitate pentru ca lucrurile să se poată translata în planul local. Suntem în plină campanie, nu va fi simplu, dar comunicând, asigurând interoperabilitate, evenimente în diverse ocazii și participarea oamenilor care au un enorm nivel de credibilitate pe care le salutăm și eforturile pe care le fac pentru a fi cu noi în diversele, înțelegând ce situații de presiune au. Noi le mulțumim și suntem încă o dată apreciativi pentru gazda noastră care ne-a asigurat organizarea locală aici. Vă mulțumim foarte mult, domnule Victor Aileni. Mulțumim tuturor celor prezenți aici. Așteptăm următorul eveniment, următoarea caravană medicală care va merge prin țară, din oraș în oraș. Cu siguranță modelul izraelian rămâne un model de referință pe care
Cu siguranță, factorii decizionali din România îl vor lua în considerare. Mulțumim Sibiului, mulțumim reprezentanților din municipiul Turda, reprezentanților din Târgu Mureș, familia Benedec, mulțumim domnului Victor Aileni, domnului manager și vă mai așteptăm la caravanaurbana.ro, dar și pe platformele aferente ale primăriei din municipiului Turda. Mulțumim, domnule primar!